Kad sunt pe de o parte interesele cetățenilor și a clasei politice cam în divergență aici. Văd că politicienii cam vor să rămână mai mult în Parlament, mai iau o simbrie, mai merg într-o deplasare. Așa, ironic, nu știu cum noi, spuneți asta. Nu putem să înțelegem, omenește, putem să înțelegem, dar în realitate trebuie să... COVID, ați auzit? Două secunde. Eu am apreciat poziția dumneavoastră că trebuie să luptăm cu COVID-ul și, într-adevăr, este un argument plauzibil. Într-adevăr, este o problemă. Dar vă atrag atenția că din momentul când președintele țării obține dreptul de a dizolva Parlamentul, el are conform legislației 90 de zile, în termen de 90 de zile să numească ziua alegerilor. Nu 60 de zile, dar 90 de zile. 90. Și acum eu fac așa un fel de modelare a situației. Dacă să admitem că lucrul ăsta se întâmplă pe 1 aprilie, sau în zona date de 2-3 aprilie, dreptul președintelui de a dizolva Parlamentul, dacă mergem pe scenariu că curtea dă voie de a dizolva Parlamentul, mai asta se poate adresa pe 23-24 martie, câteva zile trebuie curții să analizeze. Dar înainte de asta trebuie să fie votat, să admitem că Grosu. Nu. Deci eu merg pe ideea că am trecut toate procedurile astea. Grosu a căzut. Are anumite șanse. Da, ok, eu ca să fac o concluzie. Ca să spun la întrebarea cu COVID-ul, că asta e cel mai important motiv care se pune împotriva alegerilor anticipate. Și dacă din aprilie, mai, iunie, alegerile pot să aibă loc la sfârșitul lunii iunie. Eu sunt convins că în 3 luni de zile, poate de găsând vreo câteva sute de mii de vaccine, și deja avem vreo 100 de mii, de cât știm noi toți, publică informația, și în 3 luni de zile poți să obții ca cel puțin 30% să fie imunizați, ca să mergi la alegeri în condiții cât de cât de securitate a persoanei, nu? Adică argumentul ăsta cade dacă faci alegerile la sfârșitul lunii iunie. Sunteți de acord cu asta? Nu știu, eu cred că e un argument bun, care l-am dat eu. Și să găsați vaccinul? Ați văzut până acum cât de bine s-au apropo, găsit? Deja avem 100 de mii care vin până la sfârșitul lunii aprilie. Deja asta e clar că bună ziua, că o să avem câteva sute de mii până la sfârșitul lunii aprilie venite în țară. Deja sunt Pfizer-ul, Sputnicul vine de grabă. În același timp, Sputnicul nu putem opri, că domnul Putin o să luat bagi, ori așa, ori pe dincă. Noi vorbim de 300-400 de mii care gratuite, nu acelea care vin contra plată. Gratuite, sigur că da. Vine AstraZeneca, masiv, din România 50.000, vin platforma COVAX, vin vreo 50.000. Dar aici altceva vreau să spun. Cel mai optimist om din Republica Moldova. Sunt optimist pentru că situația, eu cred că nu o să ne lasă pe noi în Europeană și partenerii occidentali să stăm fără vaccine. Sputnicul.